Hei eu, Catrina, din nou, bun venit la un nou episod. Vino de acolo, Lipideu! Hai, că avem treabă de făcut. Nimă la el, nu mă ascultă. Bun venit la un nou episod de Wow cu Catrinuș! Cred că ultimul episod. Bineînțeles, nu o să uităm de Catrinoș. Lipideu, vino. nu vreau să coboare de acolo. Îl străgăm când merem mai departe. Ce să zicăm? No, ce avem aici? Nagalăi și nu știu ce mai. No, hai, Ultimul episod cred că o să fie ăsta, că suntem foarte aproape de 85 și sunt cam hotărâtă să creștem și să ne mulțim. Nu glumesc, numai să creștem. <laughs> deci nu pot să folosesc abis al ții or să sta. Numai în zonele alea am crezut că am au apă. No, bai. Oh, super nasol. No. Eu m-am gândit că o să fie fain și distractiv și... O să pot să folosesc asta oricând o să vreau eu, dar nu pot să-l folosesc numai când vor ei. No. Ca și jocurile din ziua de astăzi per jocul și după aia îl folosești când vor ei și mai trebuie să plătești și subscripție lunară. Ai, <laughs> drama cu -as. Astăzi, stai să ies la suprafață să mai respir. Eu nu pot să-mi țin respirația atâta timp. Vai în chatas. Bun. Norocul îi eu că el e mai, un pic mai grăbit până apă. Dar n-am ceva cu asta. e? am ceva să beau, să mânc, să po respira, nu? După ce mă învăța prost pe acolo până apă. un parcă nu mai place să mă plimb până apă, dar ce o face? Ce și mă știu face? <laughs> ne mai înscriem în dungeon-uri. Hai să mergem că ne dăm mult XP. Ia, mai este cineva pe aici. Poți să-i fur cutia. I-am furat cutia la săracul. Ia că nu mi-a scris nimic. Deci, uh... am <laughs> I'm cool. Na, bun. Nu mai trebuie numai să culeg cutii. Nu știu pe unde. Uite aici mai este cutie. Și încă una mai trebuie și... Uite aici. All good. Gata. Am terminat și cu naga cu și cu butilelor. O să mă pun pe grifon. Da, no, nu mă bine. Aici aveți quest, vreți să-l fac? Ce treabă aveți? Ofelia? Hai să o omorâm și pe Ofelia. No. Ia mă ce ori făcut ce am prins aici. m au pus... Ah, asta că cântă Ofelia. Don't look at her. Nu pot să nu mă uit. She's beautiful. Eu nu pot să mișc. Cineva e îndrăgostit. A, tot să îndrăgostesc. Nu, no, cum eu mă rog Atât cu Ofelia. Bă, Bă, fii atent la Lipigeu. Nu, no, uite-te la el. Nu, no, uite-te cum stă și să o halbă. Mulțumesc, Lipigeu. Ești cel mai cel. Așa, strigă pe ea de aici, da, sigur. Sigur că da. Ești minunat. Oh, de atâta groaza ești. No. E bine că mă omor, îți place? Hai no, el să uită. Episodul ăsta, Lipigeu nu vrea să... Nu vrea să coopereze. No. Bun. Am făcut și cu asta ăsta. Eu, mamă, îs foarte Că nu mă asculti. Deja va vii acum, deja va după mie. Că tă supărată îs. Lasă-mă, du-te de aici, lipideu. Dă-mi pace. Nu mai discut cu tine astăzi. Ok, am cam terminat pe aici ce aveam, cred. Mai apare aici quest-uri, dar nu știu, nu le mai cot. Dați-mi pace. Și aici ar trebui să fie ceva quest. Noi, foarte bine. Mergem și le facem astea de aici. Eu știam că stă bad atunci, mă. No, hai să mergem să ajutăm. La ăștia am rămas, așa-i, da. Așteptat de greu dau cu asta, e Ia, intrăm în dungeon după ce l-am pe ăsta, enter. Iar ăsta. Bă, ați început fără mine dungeon-ul cumva? Și ce-ar început fără mine? Cum vă gândiți așa, mă? asta cum se sparie. Up! gata. A făcut pe mortul. Ia, cu balonul. Hei, și eu vreau balon de ăsta. De unde aveți balon? Adică un balon de ăsta știu că poți să iei de la, din store mâin, de la un copilaj. Dacă faci ceva cu asta, îi dai ceva, îi aduci ceva. abarnăm. Ce faine balonie. Mi-am adus și eu un pet. De asta, Red Dragon. Gata. Gata, nimeni nu mai are balon. Nici eu nu mai am pet. Și nu știu mai scoți nimeni balon. Da, no, e bun, e bun. Fără supărare că eu nu aveam balon. No, da, e Ar trebui să mă duc până la run și până, nu știu, un Shatrat. Sunt ceva pet vendor de deci ăștia. Și ascultătorii eu mai nou. Știe că mă supăra de dimineață, știe. Ca și un teenager de la care nu mai vrea să meargă la școală. Cât am zis că m m-am uitat care e cel mai bun pet în cata și tot nu m-am uitat. Termină-mă, pet! Lasă bula ceaia în pace! Cine eu trimis acolo? Nu, no, ia, ce să strofocăie el acolo cu bulinuța aceea. Hai aici și atacă astea. Doamne, așa neascultător pet eu n-am mai văzut. Își și el de lucru. Termină, ea. Ia, uite cum fuge rapid el înapoi. Bă, mai ai aici, mod, mă. Vino înapoi. Ia cu... Deci, e clar. Astăzi, eu și cu lipigheu nu ne înțelegem ei nicio culoare. Stați! Stați că și eu vreau... Ia un ochicat. Da, că și eu vreau să mă urc la careva în spate. Și eu vreau să mă plin cu motorul. Așa. Oh, I can do while in combat. Lipigeu, eu. Gimina ta. Da, el se bate acolo, de numai, fi atent. toti și le-au activat pe el și toți e dă, rupe. Ce mă de aici. Vino acasă, vino aici. Astăzi, Lipigeu, astăzi. Vino aici, am zis. Oh. Nu, am un pot urca, mă pot. Nu, no, plimbă mă leacă cu motorul. Nu, mă dus un metru. Cineva nu-i ready. Nu, l-am omorât pe bossul că ăsta. Uite, mere pe ai vânturi Asta e replica aia cu ducă vântu o luat-o literalmente. Ducă vântu ea, râda ci singură. Pot să mă bag acolo în lumina aia, nu știu ce, dar vreau să fiu iluminată și eu. Ce lumina aceea? Ce lumina aceea? Bine, hai să mergem să omorăm. Mă, dar n-am văzut numai vreo trei dungeon-uri. n-am văzut numai trei, sunt cata. Imposibil. Ce se întâmplă aici? Toată lumea atacă pe toată lumea. Se pare că da. Na, m-au salvat lipid eu că l-au luat pe... Iuda da grau. Tare împrăștiat suntem. Sincer, am observat că tancul druid tare greu ține agro. Nu știu. Poate mi se pare mie, dar în general când am intrat cu druizii în dungeon-uri, mi se părea că foarte repede pierd agro. All kill skull. Dar nu este, nu mai este scal. Deci, uh, nu. Mai pui scal pe careva? Cap de ce la de mor? Uite aici. A, ah, ăsta, e mai special. Ăsta dă ceva atacuri. The hill? Da, da. Holy smite. Greater hill. Da, 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 Se pare că ăsta îi ține pe ceilalți. Ok. Nu e acum mă, să știa. dau în toate direcțiile. Ia că am ajuns și la ultimul boss. le o că să mi se facă aici focusul, că mi-am pierdut focusul. Stai mă, stai, stai că construiește aici ăsta ceva. Mm, Na bun, îl omorăm și pe ăsta, dau ajută -i. Na bun, live instance. Super! Ne mai înscriem în unul. Poate dăm și noi, avem noroc să dăm peste un dungeon de ăsta care nu l-am mai făcut. M dat, graal, mă, da, dă-i mă! Le pigheu. Nimă la el. Hai să vă zic ceva. Nu știu, chiar nu mai țin minte dacă am vorbit despre lucrul ăsta sau dacă am vorbit și nu sunt înregistrat. Abar n-am. <laughs> Dar, am învățat o lecție foarte bună. Cu privire la relația cu oamenii și vreau să o împărtășesc și cu voi. Eu tot timpul am crezut că să manipulez oamenii e un lucru foarte, foarte nasol. Și tot timpul, în relații cu oamenii am fost eu. Adică, n-am încercat să mă ascund, dacă am avut probleme cu cineva, s-o simțit în relația cu persoana respectivă, deși persoana respectivă știa că am o problemă cu ea. Am fost sinceră în comportament tot timpul, până când am ajuns la un job în care aveam de-a face cu o persoană care, din păcate, avea o influență foarte mare asupra șefului. Și o simțit că nu-mi place de ea, pentru că noi erau multe situații în care ea trebuia să-și facă treaba și eu, cumva, <laughs> Da, bine, era mai tinerică. Eu cumva o obligam să-și vadă greșelile. Adică scoteam în evidență greșelile și no, greșeli super mari. Adică ea lua niște documente, trebuia să uite peste ele, trebuia să schimbe chestii pe acolo și ea lua documentul, dădea un search, schimba pe acolo ceva și atât. Și zicea că, ai nu mai pot, că am atâta de lucru, că nu se mai poate, că whatever. Și mă enerva faptul că ea în continuu să plângea cât de lucru are ea când munca ei era find and replace și pe lângă chestia asta mă critica pe mine că eu îmi fac treaba și de ce stau ore suplimentare? Că eu n-ar trebui să stau ore suplimentare. Într-un fel, mă critica că eu îmi fac treaba și pentru că nu aveam oameni, trebuia să stau ore suplimentare. Și atunci problema ei cred că era că vede lumea că stau ore suplimentare, deci teoretic îs mai dedicată muncii decât ea sau habar. Eu nu am înțeles niciodată care a fost problema ei că eu stăteam ore suplimentare. Nu, no, iară zbor cu ăsta pe undeva. Anyway, să înțelegeți contextul. Și tipa asta, când a văzut că nu, no, eu nu o plac, și, da, eu strict aveam o problemă cu ea și cu modul ei de abordare a situației și că mă critica pe mine că stăteam ore suplimentare să-mi fac treaba și să Ajut persoanele care aveau nevoie de ajutor. Și v-am zis că avea și o influență mare asupra șefului mare. Încerca să-mi bage bețe în roate, adică mergea la șeful mare și spunea. Fata asta nu e capabilă să facă treaba asta, fata asta nu e capabilă să uh, fie promovată pentru că nu e capabilă, fata asta, anyway, am fost ținută cumva la un anumit nivel, doar pentru că tipa pe care nu o plăceam eu avea o influență foarte mare asupra șefului. Nu mi se pare chiar corect ce s-a întâmplat, dar în fine, eu nu sunt o persoană care să mă dau bine pe lângă șefi, așa că pe mine nu mă interesează ce crede șeful despre mine, cât timp eu sunt mulțumită de munca pe care o fac. Și oricum nu știam că se întâmplă lucrul ăsta, pentru că ea în fața mea, nu-mi spunea nimic și am aflat prin alte surse, că tipa asta mă sabotează. Și atunci am primit un sfat foarte bun. O zis așa, te dore să-ți înțelegi bine cu fata asta. Te dore să-i faci niște complimente. Știu că nu ți stă în caracter să minți, dar uneori trebuie să o faci pentru a te proteja tu pe tine. Și atunci a fost prima dată când am început conștient să manipulez oameni. Cum să zic, manipularea nu o văd rea dacă o folosești să te protejezi pe tine sau să determini pe cineva să facă un lucru care îi benefic și pentru el. Pentru că Într-adevăr, câteodată oamenii nu știu ce li bine și atunci tind să se saboteze ei pe ei. Chiar dacă sună urât treaba cu manipularea, o recomand. E foarte neplăcut sentimentul când trebuie să spui lucruri pe care nu le simți, dar asta au trebuie să fac. Am început să vorbesc foarte frumos cu ea. Să mă bucur de fiecare dată când o văd. Să-i mulțumesc pentru orice chestie minoră pe care o face. să îi validez sentimentul de oboseală și cât are ea de lucru să zic vai, da, vai, te înțeleg. Și încet, încet am început să ne înțelegem bine și lucrurile s-au schimbat și pentru mine în companie. Am început să fiu mai apreciată pentru munca pe care o fac și cumva mi s-a deblocat drumul să pot să fiu promovată. Fără sfatul pe care mi l-a dat tipa asta care m-a informat că fac greșit lucrurile. Nu aș fi fost promovată sub nicio formă, cred că nici când. Așa că dacă sunteți... Opa, m-am băgat aici din greșeală. What? Twilight? Ok. Mă rămân apoi. M-am băgat aici din greșeală. Ok, bine. Mă iertați acum știu unde duce portalul. Așa că vă recomand și vouă, dacă simțiți că e nevoie să fiți drăguți sau să faceți complimente unei persoane care simțiți că are influență, eu cred că o să aveți mult de câștigat, să vă împrieteniți cu persoana asta și să-i oferiți ceea ce are nevoie, adică validare și respect, o să vă fie foarte de folos Viitor. Nu priviți manipularea ca un lucru pe care toată lumea îl face cu intenții negative. Și dacă tot vorbim de experiențe de lucru, hai să vă mai zic două lucruri, așa, sfaturi partea de comunicare cu oamenii care o să vă ajute în relație cu echipa sau în relații cu, relații cu superiorii. Două chestii despre care cred că am mai vorbit când am vorbit despre oameni toxici, când cineva se comportă urât cu voi, trebuie să faceți două lucruri. Odată să vă gândiți ce ați făcut voi pentru ca persoana respectivă să își permită să vorbească așa cu voi. Deci ceva din comportamentul tău, probabil, i o dat de înțeles că poate să vorbească așa cu tine. Probabil. nu tot timpul, pentru că sunt și persoane care pur și simplu testează limite. Deci odată îi treaba asta la care trebuie să vă gândiți ce ați făcut să permiteți comportamentul ăsta și să vă gândiți cum s-a abordat subiectul în momentul în care se întâmplă prima dată. Deja că nu vă convine un comportament, vă rog să îl spuneți, să-l verbalizați, dar înainte de treaba asta să faceți un pic de introspecție, să vedeți ce mai exact nu vă convine. V-am dat exemplu cu șeful meu. Mă făcea să mă simt inconfortabil pentru că mă întreba dacă am făcut ceva și eu trebuia să răspund cu nu, pentru că nu făcusem. Și atunci eu aș fi putut să mă duc la șeful meu să-i spun, nu mă mai întreba. Lasă că-ți spun eu când fac o chestie, dacă vrei. Dar n-ar fi fost... Corect, pentru că problema nu venea de la el, ci venea de la mine eu mă simțeam inconfortabil să spun nu. Și el nu punea întrebarea asta ca să mă enerveze pe mine. El era pur și simplu curios dacă am făcut o chestie sau alta, dar nu era o problemă dacă spuneam nu. Deci faceți și introspecția și vedeți de ce vă simțiți atacați când vă simțiți atacați. După ce identificați că problema nu e la voi, ci pur și simplu persoana asta s-a comportat urât cu voi și nu vă place, abordați situația. Nu, no, cum abordați situația? Chiar mi s-au întâmplat zilele astea, să fiu pusă în situația în care să trebuiască să îmi explic din nou limitele mele. Mie nu-mi place ca cineva să îmi facă neapărat program. Sau, dacă se face un program, eu vreau să știu din timp dacă programul respectiv se schimbă. Nu că am eu o pretenție, dar simt că nu e în considerare opinia mea în momentul în care tu schimbi programul de unul singur. În momentul în care persoana face un program, îmi spune și pe urmă schimbă programul fără să mă anunțe și mă anunță în ultima clipă. A, vezi că acum merem dincolo. Nu mai merem acolo. Ok, hey, de ce nu mi-ai spus? La suprafață nu pare o chestie nasală, chiar deloc. Ei, no, așa s-a întâmplat. Dar Faptul că nu e în considerare ce am discutat noi și nu respecti ceea ce am discutat noi, poate să aibă repercursiuni și în alte discuții pe care o să le avem pe viitor. Și atunci eu i-am spus, auzi, dacă data viitoare schimbi, te rog, anunță-mă. Și iară s-a întâmplat lucrul ăsta. Și ieri iar am insistat și am zis, ascultă-mă, faptul că tu nu-mi spui din timp că ai schimbat Planurile, îmi dau seama că tu nu respecti decizia mea în situația asta. Te rog să înțelegi că eu vreau să știu din timp ce vom face. Am făcut 85! Ia, yeah, congrats! Thank you, thanks, thanks. Poate pentru că vreau să mă îmbrac altfel în funcție de unde mergem sau dacă se amână situația. Poate în jumatea aia de oră eu vreau să fac ceva, dar nu, eu stau pentru că nu m-ai anunțat că tu ai schimbat planurile între timp. Și stați liniștită că nu sunt o persoană care să urlu și să stric și să fac scandal și nu sunt o persoană deloc dificilă. Doar vreau ca Persoanele din jurul meu să mă trateze cu același respect cu care le tratez eu. Mă interesează de timpul tău? Mă interesează de faptul că tu vrei, poate, poate nici nu mai vrei să vii cu noi dacă schimbăm planul. Nu, no. te anunți din timp. Sau, poate pentru că am schimbat planul, nu mai durează, nu știu, plimbarea noastră o oră. Poate să trebuiască să stai trei ore și poate tu... Ai ceva de lucru. Respect timpul tău și aștept același tratament și din partea ta. Lumea o să se atace și <gângătă> o să vă zică că da, ce-ți acum, Da ce că nu fac așa de fiecare dată. Trebuie să le spuneți că da, înțeleg, nu faci de fiecare dată, dar îți mai spun încă o dată, pentru că de data asta n-ai făcut. Și nu vreau să se repete comportamentul ăsta. Mai ales pentru persoanele care vi dragi și sunt jurul vostru, e păcat să rupeți legătura doar pentru că nu ați fost clari când a venit vorba de limitele voastre. Că poate e o persoană foarte tare. Nu trebuie să rupeți legătură. să vă explicați și punctul de vedere, pentru că persoana poate nu înțelege. Faptul că tu nu o pui în aceeași situație în care te pune ea și nu trebuie să faceți lucrul ăsta. Adică ok, tu nu faci așa, atunci nici eu nu fac așa, să vezi cum e. Nu asta e soluția. Ci trebuie să explici ceea ce simți și ce te deranjează în momentul în care ea nu îți respectă limitele. Na bun, hai să... Nici nu știu eu, mă. ce facem acum? Merem în Barad? Sau cum e 10 la zona aia? E 85 în care faci quest daily. Nici nu știu ce am de făcut. Ce, să faci la 85? Eu am intrat la hord. De ce nu ziceți? De ce n-a străgat pe mine că e o salianță? Nu știu, am văzut ăsta, am zis că la e castelul meu. Am primit multe propuneri pentru hardcore. La... E clar că mergem la hord. E clar că ne facem un hordac dar nu știu ce clasă încă nu m-am hotărât. Nici voi n-ați făcut treaba asta foarte ușoară pentru mine, pentru că mi-ați dat cam toate clasele posibile și imposibile mi le-ați... Posibile și imposibile. Cam toate clasele mi le recomandat. Așa că tot eu o să iau o decizie. Deci e clar că nu ne facem palac, numai să știți. Am înțeles că palacul e boring. Da, am toti portalurile. Uite, ăsta nu l-am. Hijal, Haila, Vashir. Asta cred că e Uldum. Oare? Ui? Ok. Hai să mergem în bară să vedem că nu mai știu ce e aici. Um... Hai să vedem ce quest-uri sunt astea. ok. Finish the job. Hai să dăm a dă band la astea la alții, că nu ni le trebuie. Cam am făcut 85. Ah, am găsit ceva în Tanaris. Ăla era pentru portalul din Uldum. Na bine. No, bun, am luat ce era pe aici. De luat. Nu pot să zbor aici. Acum mi-am dat seama. Hai să vedem ce e pe aici. Ia, pot să-mi iau chestii. Doi, Pot să-mi iau armură? Ia mă, crossbow! Fii atent ce pole arm. Nice! nice -ă. hai să, hai să merem. Să vedem ce quest avem pe aici. Bun, merem la ăsta întâi. Ce trebuie să omorăm pe aici? De ce micuții? Nu, de ăsta mare. Mă, 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 mă! Ăsta al meu. eu n-are talentie, iară. Am murit petul. Ah. știți ce mă întreb? Mai ales că Astea îs daily. Nu se satură cu azi de câte cu asta te muri primesc. La ce le folosesc toate alea? Oare? Ia mă! Ce cu asta? Să să fac cu nu știu dacă mai trebuie să fac questuri. Oh, anyway, n-am mai fost în dungeonul ăsta. Asta e nou. Asta e foarte nou. Ce? 80 și... Yeah, Ia, 85, mobi. Mor greu ăștia, mă. Mi-a dat fir sau ceva? Ioi. Am apăsat din greșeală pe 3. Wow, ce mi am molovit. Bă, ăsta e periculoso! Wow, iară. Dar de ce te Pă mine mă lovește. N-ai pe altcineva. Nu vorbește și bossul ăsta după ce am murit. Nu știi că nu vorbești cât după ce mori. Nu e zis nimeni regulile jocului. Oare cât de lung o fi dungeon-ul ăsta? Nu știu, am că și 5 parcă nu mai am răbdare după dungeon-uri. Când știu că nu mi-aduc niciun beneficiu. nu mai ai Eventual. Bă, da. Nu știu ce ai mei. Parcă tot iau damage în continuu de undeva. Unde s-au dus ăștia mei? Deci au dispărut. Unde s ăștia ai mei? Alo? Aici sunteți? halo? Dar unde ați fost până acum? Deci chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Atunci când au venit, tot pe aici au venit. Hai să vă văd. Unde mereți? Bine, deci tot pe aici. Am... Nu, nu înțeleg. Asta e albosulică, e. Da, ce fain e pe aici. Așa verde. One minute phone. Nu, mă așteptăm până vorbește să la telefon. da! Nima! mă! Dudu, go tank. S-o enervat crocoliscu. Gata. Haste rating increased. Haste rating. Hm. Nu. Nu-mi trebuie. Camila! Chiar mă pot să ții Camila de acolo, din... Nu știu de unde e. Ăștia zi nu Oldum? shoulder e mai bun decât ce am eu. Mid! No! S-a întâmplat ceva. Ăsta e imun, deci trebuie să distrugem pasărea vieții. Bă, e greu să bate bossul ăsta, mă. Oare mai a trebuit și facem orice. Sau bine suntem? De ce are pe mine capul de mort? Cine l-a pus? Și ce trebuie să fac dacă am capul de mort? Nimic. Am scăpat chiar fără. s ceva aici. Hai, am list. Trebuie să mergem la el? Ceva... Ah, ok. Ce te vorbesc ăștia? E bai că s-a băgat tankul? Și n-au așteptat să-și ia healer mana. That's the issue! hai. Trebuie să stau pe unde stă healer-ul, că nu știu ce minune de boss și ăsta. Stormbolt? Da, dar parcă nu facem niciun damage. Ce se întâmplă? Facem ceva damage. Care-i faza? Mă, termină, mă, mă, tot zboară pe aici. Tu cu furtuna ta cu tot de boss. Mori odată. Hai, n bă, nu murit. Trinket cu spell. Poate nu e trebă. Asta ar fi mai bun decât ce am eu. Dai ladder așa că nu-mi permit să dau need. Gata, atât -a, a fost. Am mai avea un boss acolo sau ce-i? No. Teleport out. Și după aia teleport in și dăm complet la quest-ul care îl avem. Mail, uite aici avem un fit bun. Pentru teta pentru atetea am făcut și live. nu no. Și am o așteptăm. Probabil că fiecare își alege cât o gaură de asta și tot farmează paianga ă, nu asta. A, lipidie, de grau. Nu știu, mi-a dat, cred, ca să terminăm odată o dată cu quest-ul vieții. Mi-a dat invite. Da, multă lume pe aici, deci cum No, dăm party. să ieșim de aici, că nu știu unde sunt. <laughs> Mergem înapoi acasă. Na, bun, avem un quest complet în Tol Barad. Înțeleg că ne putem opri aici deocamdată. Când o să ne întoarcem la Catrinuș, o să fim în barat și o să ne facem deliurile. Mă gândesc și la meserii, dar nu știu pe unde și cât o să... Când și cum o să ne întoarcem să ne facem meserile și toate cele. Următorul episod o să fie de hardcore. Cel puțin două episoade de hardcore o să avem. <laughs> Încă nu m-am hotărât probabil o să fie o surpriză și pentru mine și pentru voi cu privire la clasa pe care o să o fac. A fost o aventură super tare, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul vostru. A fost foarte faină seria asta de făcut, de filmat, de editat. A fost super tare, mi-a plăcut foarte mult. Cred că o să fie faină și seria de hardcore. Și apoi vedem ce facem, poate facem Season of Discovery sau Miss of Pandaria Remix sau ceva de genul era parcă. De asemenea, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri. Nu uitați să dați un subscribe dacă vă plac seriile astea, o să mai facem. Poate o să ne întoarcem și la Catrinuș, când ne plictisim de celălalt și ne facem meseriile sau vedem noi ce facem. Să aveți niște zile minunate și productive și până data viitoare, rămâneți cu mine! V-am pupat! Pa, pa!